Impresionant. Dar nu mai este important atât. Important este că ați înțeles cum arată și că pentru volum mulțim cele trei dimensiuni. Asta mă interesează. Bun. Să vedem. Andrei. Acum 64 și 220. Deci, volum. Așa scrieți. Da? Volumul paralelului. Paralelului. Așa. Este egal cu lungimea ori lățimea. Ori lățimea. Lungimea, ori lățimea, ori lățimea. Și este egal cu 6 ori 5 ori 4. Și face egal cu 120. 120 ce? Deci metri cubi. Deci metri cubi. Adică litri? Da. Adică atâția litri. 120. 120 litri. Dacă autorul ne-ar fi dat, în loc de 6 decimetri, dădea, să spunem, 0,6 metri. 0,6 metri. Ar fi 6 decimetri. Bun egal aici, da? Da. Dacă ne dădea, să spunem, 500 mililitri. Astăzi milimetri. Milimetri. E bine. 500 milimetri. 5, tot corect. Tot corect ați fost. 5 decimetri, da? Este egalitate fără discuție. Păi, cum să dăm un decimetri ca să fie extrem. Și dacă ar fi fost în unitățile acestea, ne-am fi dus în decimetri. Dar copil care n-a făcut volumul, ar fi greșit. Cum? Atenție. 5 12 10 din toată cantitatea se scade. Adică din 12 din cantitate. Adică 12 ce înseamnă 5 12 din cantitate? Procentare. Adică împărțim cantitatea respectivă 12 și 5. Cu alte cuvinte, mulțim volumul 15 12, aceeași lucru, da? 50. Apa scoasă înseamnă așa. 5 pe 12 din 120 litri egal cu 5 pe 12 ori 120. Asta înseamnă să scoatem din. Și cât face aici? 12 cu 120. O să fie 5 pe 1 ori 10. Și o să fie 5 ori 10, adică 50 de litri se scoate. Cât apă mai rămâne dacă a fost 150? Deci, rămân 120 minus 50 litri și egal cu 70 litri. Da? Deci a aflat fracția dintr-un număr. Fracția dintr-un număr înseamnă să mulțim numărul cu fracția respectivă. Asta înseamnă. Da. Mai avem, da? Te rog. Da. Aflați valoarea lui x astfel încât 16 supra 1x să fie supra unitară. 16 supra 1x, 1x, 1x supra să fie mai mare decât... Ce înseamnă supra unitară? Mai mare ca 1. Deci să fie mai mare ca 1. Deci vedem 1x. Cine x? 1x, adică număr natural. Da, număr natural. Care trebuie să scrie două bară. O bară deasupra lui, da. Da, așa, da. Și acum deci 1x, da? Da, profesor. Deci, să scriem. E ușor, spune. E ușor. Da, poate. X. Deci x-ul, de unde începe? Nu, pe ghicei, te facem cum ne-a spus. 1x egal cu 16. Deci, atenție, ca să fie, mai mare ca 1. Asupra unitară, adică x-ul poate să fie până la 6. Până la 6. X-ul este cifra aici. Uitați, da. Să fie 2. Pentru 16 împărțit la 2, dar cu 6. Dar nu poți mai 6 împărțit la 2. 1x, bar asta acolo, nu-i 1 ori x. 1x. 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 X-ul nu poate să fie de la 0
0 la 5? Dar poate să inclusiv 0 și 5, pentru că dacă este 6, o să iasă 1, nu-i mai mare. Așa. Am și o întrebare, poate să fie fracție și bără, dacă la părție este de bine fracție și bără. Cine să fie? Trebuie să fie neapărat. Ce întrebare ai pus? Rezultatul trebuie să fie neapărat să fie supraunitar. Nu, de vă întreabă dacă exercițiul spune să fie un număr natural ca rezultat. Adică dacă nu ne-ar exemplu, că e acolo nu merge un număr natural. Deci n-a fost prietenul decât atât. E supraunitar. Atât. Da, faptul de X. Faptul de supraunitar. Trebuie să ne gândim că cine e mai mare? Cel de sus. Cel de sus. Deci asta este echivalent. Va spune că 16. Deci e mai mare decât 1x. 16 mai mare. Și atunci, la cifra 10 lor avem același lucru, este echivalent. Va spune că x ăsta e mai mic de strict decât 6. Ce ce înseamnă? Că x aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Așa se întâmplă. Haideți să vă dau o ecuație să întâmplă. Deci să se rezolve ecuația următoare. 0,3 în perioadă 5 supra x plus 2 egal cu 3 supra 2 plus 3x. Ce? Acum văd de profesor. Asta. Păi, acolo, da, acolo trebuie să fie acolo ai 3x sau numărul natural? 3x. Ah. Să se rezolve ecuația asta. Trebuie să facem o fracție cu perioada ce este aici? E o egalitate de două fracții. Da, fracție. Unde vă scrie 35 minus 3. O să vedem. O să vreau să vă dar ce știți voi când am egalitatea asta? Că aveți vreo idee? Că nu numitorul de la prima fracție cu numitorul de la a doua. Ca să avem același numitor. Ca să avem același numitor. Am amplificăm cu asta, cu 2 plus 3x. Deci deja avem o 3 cu 3x. Deci, încă o dată, dacă vă dau așa, 3 pe 5 egal cu x supra 2. Hai să o luăm mai ușor, dacă aveți cu asta. Asta va fi 15 pe, nu, e 6 pe 10. 6 pe 10. Că o aduci pe asta într-una echivalentă. Deci echivalent. 6 pe 10 este egal cu x pe 10 și x egal cu 6. Cu cine egal? Cu cine? Ia uite acolo. Ca să fie același numitor, să fie tot 10 și 6. Ia mă învățe 5 egal cu 5 x pe 10. Așa, cu 5 x pe 10. Deci cu 5 x pe 10. Și acum, ce fericiți suntem că avem același numitor, două fracții. Fracții care numitorii sunt egal, numărătorii vor fi egal. Deci 6 va fi egal. 6 egal cu 5 ori x. De unde x va fi egal cu 5? 6 împărțit la 5. X va fi egal cu 6 împărțit la x. La 6 împărțit la... Sau 6 pe 5, adică nu? Un... Ați fi ajuns așa, tot acolo, dacă ați ști sezizat că într-o egalitate, într-o egalitate două fracții, 3 ori 2, care face 6, e cam cu 5 ori x, ca să nu mai pierdem 5. Și acolo să scriem 0,35. Da? Deci cât se muncește așa, astea mulțit egal cu astea mulțit. Și, dar profesor, 0,35 în perioadă. Deci aici se traduce asta în echivalent. 0,35 în perioadă. 0,35 în perioadă. Ori 2 plus 3x. Totul pe lângă 2 plus 3x este o adunare. Da. Egal cu? Egal cu 3 ori x plus 2. Pe lângă x plus 2. X plus 2. Și acum vom face
0, vom păstra prima relație aceeași. Deci, în clipa de fixă... De ce dacă te o păstrăm așa? Păi vreau să-i fac pe altceva. Da, bine. 0,335 în perioadă, ori 2. Deci se scrie echivalentul 0,3 în perioadă 5 ori 2. 2 plus 3x. Plus 3x. Da, sunt același lucru și după aceea vă face... Asta lăsăm așa, nu? Da, și vine 3x plus 6. Deci, degeaba s-a mulțit aici cu totul. Tu nu se sesizezi că... Că poți scriu 0,3 perioadă 5 ori 2 plus 0,35 perioadă ori 3x. Corect, asta e altceva, David. Nu pot să scriu așa. Neapărat să scriu așa. Am vrut să las așa ca să fac... Nu, dar aici este greșeală, David. Adică trebuia să mulțești pe ambii termeni, distributivitatea. Dar eu n-am vrut să fac așa. Eu am spus că aia las în paranteză. Pe 2, 2. Așa. Așa, da. Bun. Adică am scris o dată. Da. Egal 3x plus 6. 3x plus 6. Ce Acum vedem. 0,35 în perioadă ori 2. Așa. 0,35 în perioadă ori 3x. 0,35 în perioadă ori 2. 0,35 în perioadă ori 2x, da? 3x. 3x. 3x egal. Totul mai de acord? Da, da. Bun. Calcul 3x plus 6. Egal 3x plus 6. 3x plus 6. 0,3 Anul mă scoate faptul că ai același lucru. Da, vede, nu crezi că eu simt atâta timp de... E obositor. Adică, practic, tu cauți să consumi cât mai mult timp. De regulă, la o lucrare, căutăm să consumă cât mai puțin timp. Da. Iar tu faci acum risipă de timp și spui, nu mi-am ajuns să găsești timpul la lucrurile. O altă părere, după ce te-am ascultat, să vedem o altă părere. Da, vezi. Că dacă este egal cu 3x plus 6, atunci 0,35 în perioadă ori 2 va da 6. Va da 6? Din ce motiv? Deci de la mulțirea asta ori 2 face 6. Da, pentru că acolo... Dar care e raționamentul tău? Cum de atâta ideea asta? Trebuie să scoatem o fracție pe fracție zecimale pe 0,35. Deci, uitați, eu preia de aici încolo. Și logic. Și acolo înseamnă mai de așa. Adică, care-i logica? Hai să vedem care-i logica. E acolo 0,35 în perioadă și acolo e plus 6. Și, da, și... Dar n-are nicio treabă. Dar ce o să scrie asta? 0,35 pe egal de 5, cum o transformăm? 0. Nu, el vrea să... E 35 în fracția lineară? Da. E 35 minus 3 pe 90. Și acum cum zici că dă 6? Păi cum să gândești așa? E și ori 2. E și ori 2. Păi s-o gândești și faci asta de vorbă. Păi 3... Atenție, Dani. Hai să poate răzgrie. Eu insist pe un lucru. Atenție. Ne trezim vorbind. Exact. Și nu, n-ai niciun argument, dar spui, zici, cum, zic și eu așa că n-am voie. Ai voie, dar să zici prezumeai, nu. Altă părere. Cine știe? Andrei, ce ai făcut tu de la bun început? După ce am mulțit așa. După ce am mulțit așa. Ce ai făcut tu? Înainte de a scrie de două ori, de trei ori acolo, că pierde timpul aiurea, tu ce ai făcut? Sporia. Hai, te rog. Transformat în fracție ordinară, că n-am ce face. Eu tot scriu așa, dar tot scriu așa, ca până la urmă să scriez, trebuie să transform în fracție ordinară. Ori de câte ori vedem, atenție, ori de câte ori vedem un număr periodic simplu sau mixt, intercalat pe acolo într-un exercițiu, n-avem decât varianta să transformăm fracție ordinară. Nu stăm pe gânduri. Sărim la el și transformăm fracția ordinară. Și atunci zicem, Davide, cât va fi fost? 35, hai te rog, 35 minus 3 supra 90. 90. Ori 2. Pe lângă 2 plus. Pe lângă 2 plus 3x. Da. Egal. 3x plus 6. Da. Da. Echivalent cu. Vorbește Davide, Darius. Deci
echivalent cu... Nu știu, de ce îți pare rău, stai deasupra, aștept să nu te pun, uite, așa se întâmplă și la plasă. Aia și așa comportament. Când se discute clasă cu ceilalți, tu stai și mai, nu mă pune pe mine. Și atunci pierzi. Ce să facem aici? 32 pe 90, asta înseamnă că continui. Aaa! Aaa! 32 pe 90. Pe lângă 2 plus 3 x. Vorbește Andrei. Andrei, te rog, mă vorbim. Se va cu 3 x plus 6. Da. Daria? Ce faci acum? Ați scris. Da, bine, ce face? Un factor comun, doamne, putem simplifica? Așa? Prin 2 plus 3 x. Sunteți pe fază. Simplificăm prin cât? Prin 2. Prin 2 și apare? Și apare 16. Da. Pe 45. Da. Totul pe lângă? Totul pe lângă 2 plus 3x. Dar e egal cu? 3x plus 6. Așa. Echivalent. Cu 16 pe 45 ori 2. Așa. Plus cât? Adică... Deci mulțim pe ăsta, distribui identitatea oamenilor. 32... 32 pe 45, mărtește. 32 pe 45. Adică îl mărtește. Da, 16 pe 45. Ori 2, cât fac? Păi stai, cum știi să vă mergi? Dar nu, a scris 32 pe 45, 16 pe 45. Bine, și ori 2, da? 16 pe 45 ori 2. Plus... Plus 16 pe 45 ori 3x egal cu 3x plus 6. Echivalent. Dar, Darius? 16 pe 45 ori 2. Cât face oare? 16 pe 45 ori 2. 32 pe 45. Deci egal cu 32 pe 45. Asta spuneam. Exact. Plus. 16 pe 45 plus 3x. Plus 3x, dar 3x. Înainte de a face mulțirea, 16 ori 3 puteam face. Vedem dacă fac simplificări. 3 cu 45 se simplifică. Și cât va fi? Jos. Și vine 16 ori x, că aici nu mai rămâne la sumă. 16 ori x. Deci vine 16 x supra 15. Supra 15. Egal cu 3x. 3x plus 6. Ce să facem acum, copii? Dacă am avea același numitor peste tot. Am fi așa de fericit. Foarte fericit. Și noi cum știm că a doua fracție cu 3. Hai să facem același lucru peste tot. Cu cât acolo? Același numitor, 45 peste tot. Da. Apoi atunci va fi 32. Nu, cu cât amplificăm? Cu cât amplificăm? Acolo? 45. Sigur că da. Și apoi nu cu 45. 45. Și atunci devine că știu. Și atunci devine. 32 pe 45. Pe 45. Plus 16 ori x ori 45. Cât face 16 ori 3? 48. 48x. 48x supra 45. Egal cu? Egal cu 3 ori 45. Hai, 3 ori 5, 15, 3 ori... 135. 135. 135 x pe 45, dincolo, numai așa, pe bucățele. Exact, ca să înțeleagă. Ca să fie fracția... 45 este... Plus... Trebuie să împărțim prin 9 acolo, să simplificăm prin 9. Dar ce vedem noi acum? Până acum să face. Să facem până la capăt. 6 ori 45, ok. 6 ori 45... 274. 245. 274.
4-5. Știi de ce am lăsat așa? Ca să vedem același unitor peste tot. Nu să simplificăm, ca să dacă simplificăm, iarăși trebuie să amplificăm ca să fie unitorul. Și acum ce facem? Eliminăm unitorul. Va fi 32 plus 48. Deci echivalent. Cu 32 plus 48x egal cu 135x plus 270. Corect. Vom scădea cu 135, 32. Cum e asta posibil? Deci stai și eu, profesor, dar ea nu-i de acolo. Păi, cum e asta posibil? Adică avem un număr mai mic care se adună cu un număr mai mic de x și care este egal cu un număr mai mare care se adună cu un număr mai mare de x. Da, poate. Am înțeles. Da, am înțeles. Facem următoarea modificare atunci. Minus aici, Daria. Și atunci nu schimbăm nimic, să știți mai lucru. Și minus 27, vezi și Daria. Da, minus Daria peste tot. Și puneți minus 27, vezi, domnule. Păi, uitați aici. Și uitați și acolo, profesor. Și acum e posibil, da? Da. Și va fi, vom scădea în 48 x și vom adunăm în 270. Hai să vedem. Deci mai întâi scădem în 48 și vine 32. Dar nu putem să scădem. Zi, Daria, vorbește. 32 plus 270. Plus 270 deodată, el își face și mișcarea asta, e corect. Egal cu 135 minus 25x minus 48x. 302 egal cu. Deci echivalent la dar se continuă. 302 este egal cu. Corect, 87x. De unde e x? 302 împărțit la 87. Deci x-ul va fi egal cu. 302 împărțit supra, spune deodată, ca să înțeamnă 87. Trebuie să urmărești dacă fracția asta este ireductibilă sau reductibilă, adică dacă mai este simplificare. Nu, mai este 23, 5, 9, 7. Dar, stai un secundă, îți spun, nu sunt bat la nimeni și gata, scăpat. Unde e cercetat asta? Când o fracție este reductibilă? Când nu se mai poate împărți. Ireductibil nu se mai poate împărți. Dar de unde intrați cu concluzia că nu se mai poate simplifica? Din nimic. Justific acum. De ce ai luat hotărârea asta? Pentru că 87 nu se poate. E prim? 87 este prim, dar ce se află între 82 și 100. Și oare sigur 87 e prim, așa, ești de nu deci, este prim, pentru că se împarte la 3. Ia uite, se împarte la 3, că 7 și cum fac 15. Dar la 302 nu se împarte la 3. Da, dar... Bun. Hai să stabilim totuși dacă... Ți-a spus că e prim. Nu-i prim. Nu-i prim. 87. 87 ce divizor are? 87. Pe 1, pe 3, pe 5. Încă divizor? Nu, dar ce e improprii. Din ce motiv nu mai are încă divizor în afară de ce e improprii? Pentru că 29 la rândul, 29 nu mai era 10, 29 nu mai prim. Ăla e prim, chiar e prim. Acum, ce vă face să-ți spuneți, uite, eu scriu așa, 3 ori 29 și sus 302. Horia, lămurește-mă pe mine de ce fracția asta e nesimplificată. Nu se este doi, nu se împarte la 3. Ai. Și nici la 2. Dar deci și nici la 29 n-ai cercetat. Deci cel mult fracția asta s-ar mai simplifica prin 3, dar nu, și prin 29. Dar nu știi că 302 nu se împarte la 29? Nu se împarte la 29, am încercat eu. Pentru că într-o dată, de exemplu, într-o dată în 30, vine 12 și apoi mai. Copii, hai să vedem cum care algoritmul pentru a stabili că o fracție este sau nu ireductibilă. E atribuit.
Mai întâi aflăm divizorii celor mai mici număr, îl scriem în descompunere cum arată el. Deci 87 kvadrat 3 ori 29 și aceea vedem dacă sunt divizoare cumva a celuilalt. Și cum am lezut? Iată, la 3 nu și la 29 nu, înseamnă că este ireductibil. Abia acum! Da! Păi da, da. Ce ai spus? Păi am făcut jocul, nu știu. La 32 am făcut. Unde-i făcut? Nu indică profesorul, nu-i mintea ta. Atenție! Nu, te-ai pronunțat-o grotit că nu este simplificabilă, dar în anumite situații poate să fie simplificabilă. Da. Și tu n-ai cercetat-o. Și atunci spui ireductibil la vedere, la așa fără. Și am e pățit. Da? Deci, încă o dată, când vi se dă o fracție și totdeauna, atenție, lucrăm numai cu fracții ireductibile. Adică simplificăm maxim cu putință ori pe vedem o fracție. De aceea, pentru a reuși să faci acest lucru, te interesezi de cel mai mic număr. Vezi cum se scrie acesta ca un produs de factori. Și când te întrebi dacă acei divizori sunt și acelorilalt de sus. Dacă unul din ei mai este și acelorilalt, atunci prin acel număr se poate simplifica fracția. Da? Deci dacă eu v-aș fi dat fracția următoare, să spunem 3 ori 17 supra 9 ori 13, să spun, vedem cum face. Deci 3 ori 17, 9 ori 13. Aici, cât face aici? Bun, acum, dar să zicem după calculul, face 50 și cât aici? 3 ori 7, 21. 51. Și dedesubt... 127. 6 ori 13. 6 ori 3 ori 13. 6 ori 6. 78. Deci dacă aveați fracția asta... Se simplifică prin 3. Da, primul și singur. Deci asta era foarte vizibil. Se simplifică prin 3. 5 cu 9. Era la acolo, era... Și l-ați văzut pe 3 mai din înainte. Da. Dacă nu ați fi avut așa... Păi depinde la pe 51 l-aș fi scris ca 3 ori 17, cu cel mai mic. Și jos, dacă ar fi fost un număr mai mare, nu mă interesa alți divizori decât 3 și 17. În compartimentul 78 se găsește 6 și 13. Dar se găsește și 2. Și 3 și ceva. 3 ori ceva fac 78. 3 ori 3. 3 ori, da. Și în felul ăsta aș trebui să simplific. Am insistat pe treaba asta pentru că e foarte mult. Nu aveți clar chestia asta. Și acum mai vedem o ecuație care sună așa. 0,2 în perioadă 3 plus x totul supra 5 egal cu x minus 3 pe 2 totul supra 2. Ce frumoase, vom verifica la prima cu 2 și la a doua cu 5. Sau facem produsul mezi? Mezi? Produsul mezi. Da, da, asta vreau și eu să fac. Da? Deci echivalenți. Ea este echivalență. Cu cine? Cu... Cine vorbește? Așa face zi. Bine. Este echivalentă cu 0,2 elevat de 3 ori 2 ori 2 plus x, ca să întrebare toată lumea, totul ori 2, da? Egal cu Daria? Este egal cu 23 minus 2 pe 9. Nu, mama, că uite ce s-a făcut produsul miezilor, dar pot să-i scrie. Deci ăsta a mulțit, egal cu ăsta a mulțit, egal cu 5 pe 2, asta vreau să spun. X minus 3 pe 2. X minus 3 pe 2. Echivalent, te rog, Daria. Este acolo 23 minus 2. Adică cât? Transformăm deja, da? Da, ca să interacăm. Deci 23 minus 2 pe 90 plus x. Așa.
votul de mulții cu cât Darius continuă? Asta rămâne în urmă, pare că s-a întâmplat. Ori doi, vorbește tu, Andrei. Mai scrie o dată așa, pe lângă, nu mai facem niște bani. Așa, 5x minus... Așa, 5x minus... 15. Minus 15 pe 2. Minus 15 pe 2. Atenție, și dacă nu ești în lecție, pășesc pe tine. Dar continuăm cu Daria. Domnul profesor, vă numește. Și acum o să acum scriem acolo 21 pe 90, care se simplifică prin 3. 21. Și e 7 pe 30. 7 pe 30 plus X. Plus X. Continuă totul de mulțit cu... 2. Mulțit cu Davide, cu... 2. Cu 2. Egal cu Horia. Egal cu 5X. Da, scriu din nou. Și dacă se poate... Zi, Horia. Ai vreo idee? Ce se fac acolo, domnul profesor? Mai facem un pas. Da, ca să nu copiem... Tu scrie, bă, doare. Ca să nu copiem... Nu știu, mă doresc. Nu? Darius? Nu putem simplifica prin 5? Prin 5, cine cu cine? Când zici și simplifică, înseamnă că e vorba de o fracție la numărător și la numitor să fie 5. Tu... A, nu. Atenție. Deci ce facem acolo? Visez la numitorul 2. Ce le fac ca să fie numitorul 2? Am fi cu 2. Asta, da. Și zice. Și zice că... Și vine 10x supra 2. Așa. Egal. 10x supra 2 minus 15 pe 2. Echivalent cu? Echivalent cu? Daria. Acolo o să fie... Putem să mulțumim deja cu Daria. Așa. Așa. Vorbește, 7 de 14. 14 supra 30. Lasă așa. 30 plus 2x. Așa, egal cu... Este egal cu 10. Egal cu Andrei. Egal cu... 10... Minus 15, totul supra 2, că aici așa numitor. Da. Egal cu 10x minus 15, totul supra 2, echivalent cu Darius? 14 cu 30. Așa. Se zice, sunt 14 cu 30. O, se simplifică prin 2. Prin 2. Și cât rămâne? Rămâne 7 pe 15. 7 pe 15 plus 2. Oria. Plus 2x. Egal cu? Egal cu... 10x minus 15. Da. Așa mai simplu cum e bine. Așa, nu avem ce faci. 10x, ai vrei să faci ceva, zi. Nu, eu m-am bucat acolo pentru că sunt o simplificat. Nu e bine să fac pe 30 pentru mine. Nu, nu, nici nu. Că aduceam la același numitor. O secundă. Dar crezi tu că e mai convenabil să lasă în fracția asta? Mai convenabil să lucrezi cu 14 pe 30 decât 7 pe 15? Hai să vedem. 7 pe 15 e un număr mai mic. Adică scrie o fracție. Mai ușor de lucra cu ea. Da. Deci egal, vă vezi în variant? Egal, vă vezi în variant și vă vezi în variant și vă vezi în variant. Ce facem acum? Echivalentul. Aș visa și aici ai numără 15. Dar nu, dar amplifică cu 15. Amplificăm cu 15. Hai să înțelege că e cum și amplificăm cu 15 și sus și jos, da? Echivalentul Daria, 7 pe 15 plus 30x pe 15 este egal cu 10x minus 15 pe 2. Pe 2, echivalent cu acum, Andrei. De 7 plus 30x, totul supra. Așa, egal cu 10x minus 15, totul pe 2. Darius? Ce să facem acum? Acum ar putea să facem și să facem. E o egalitate de două fracții. Ce să facem? Ca să putem continua. Dar, Horia? Aici facem produsul mie 0. Așa, mă. Așa facem. Asta facem. Da? Yeah. Deci zicem 2 pe lângă toată asta. Vorbește de la 2 pe lângă asta. Da, deci tu. 2 pe lângă 7 plus 30. Da.
egal. Este egal cu 15. 15 pe lângă. 10 x minus 15. Dar ea vorbește de ea. Poți să-ți puțin că nu știu de-ață, mă? Uite aici. Așa. O să fie 14 plus 60 x. 14 plus 60 x. Egal este egal cu 150x plus 150x minus așa. 15 225 225 225 225 acum echivalent vorbește Darius. Ce facem acum? Așteptați să zică și el. Deci, ne uităm la Andrei să văd ce idee. Simplificăm între. Da, de vom aduna un 225 și vom scădea un 60x. Deci adunăm un 225 în alimentie. Eu mai făcut operația asta. Și atunci când am făcut-o el, n-ați fost atenți. Adunând 225 în ambii membri, scăpăm de 225 aici și scăzând 60x, scăpăm de x-ul din partea asta. Deci ce vine aici? Greșit? Vine 14. 14 plus 225 egal cu David Darius. Este egal cu 14 plus 225. Deci 14 plus 225 egal cu? 239. Cât? Bun, ca număr, vedea noi, dar... Cu 90x. Așa. Cu 90x. Ai scăzut, da? 90x. Echivalentul Alex al 3. 239. Deci 239 este egal cu 90x. Dar ea x-ul e egal cu... Este egal cu 239 pe 90. 239 pe 90. Deci este... Da. Dar este o fracție ireductibilă. Este ireductibilă? Da. Și ați putea da răspunsul la această împărțire? Da. 2,6 și 5 în perioadă. 2,2. Așa? Vă dați tot? Dar nu am făcut niciun. Stai, să vedem. Deci, voi credeți că e 2,? Cât? 6 și 5 în perioadă. Eu n-am făcut domnul facă. David, așa ai zis, nu? 2,6 și 5 în perioadă. 2,6 și 5 în perioadă. 5 în perioadă. Hai să o transformăm, dacă da. David a avut o dreptate, să o transformăm de la credința asta. Corect. Zi, David, și te urmă. Deci, pe David, ai încredere. 2,6, 5 în perioadă. Egal cu cât, David? Da, mă, David. Zi, egal cu? Egal cu 265. Minus 26 supra 90. Corect. Ar trebui să te corect. Corect. Și cum te-a spus el deodată? Corect, asta am putut de două ori. Păi nu. 90, deci, i-a de două ori de acolo. Și pe aia 2390. Așa. Sau nu. Dar... Cum te-ai făcut de aia în urmă de data asta? Și eu sunt dată de statică. Da, sunteți supriși. Fii serios, nu ați ideea de urmă. Nu a fost că nu am făcut. La următor nu, că nu arată de urmă. Dar l-a făcut, l-a făcut. L-a scris, arată și 5. Nu mă interesează, dar nu mă interesează. Păi l-a făcut că e. Da, dar am făcut. Eu am lucrat înainte. Ai făcut împărțirea asta? Păi dacă ne-ai făcut-o cum, băi? Cum ai ajuns la împărțirea la 12 m-am gândit. Nu știu cum să văd. Adică eu am făcut pe aia de acolo. Zi-mi și nouă. Am simplificat. Asta susțin că m-am blocat eu. Adică zi-mi, unde? Că 26 de ala credea să minus 26, vedeți? 26 de... Adică de unde? Din 239. 26 de ala. E fantastic. Zi-mi și nouă. Pe 26 de ala? Da. Este 2 și 6. Păi da, de la tine. Dar uite, la 239 pe 90. Cum
cum ai rezultat? Cum ai ajuns la el? Cum te-ai gândit ca să-l ajungi? Un pic, el a zis corect. Totuși e fantastic. Zic cum ai dormit. 239-90. Cum ai ajuns tu la 2,65 în perioadă de o dramă așa repede? E fantastic. Zic deși nouă. Vreau să știu și eu. Și de-o profesor vrea să știu. Adică cum ai gândit tu ca să ajungi la acest rezultat fără să scrii? Și chiar dacă scrie. Numitorul am înțeles. E 90 și am descoperit. Dar și numitorul l-ai gândit. 90. Numitorul 90 te dirijează spre o cifră din perioadă. Una perioadă, dar am vrea aici. Faci în cap. Și cum faci? Ușor. 239 între 2 ori. Dă 180. Mai 2 ori. Ce zice eu, domnul profesor? Adică 90 ori 2. 180. 180. Scădeam cu 9. 10 minus 2. Veneam 2, 5. Și după mai venea 59, mai adăugam un 0. Vedeam că intră de 6 ori. 96, 54. A, am făcut o mărțime. Nu am avut timp să fac. Nu am avut timp. Eu mă gândesc că altceva ți-a venit în minte și dar tu nu vrei să ne spui. Ori păstrezi pentru tine și acum noi facem efortul să te descoperi. Să fi înțeput ce ai dat. Dar am spus și eu am făcut împărțirea. Păi asta cu și eu am făcut o părție și o face efectiv, ar putea să-ți dea deodată 2,6. Da, putea să-și dea 5 topi. O faci foarte... Dar n-a făcut-o în cap. Dar i-am făcut-o în cap. A, el în cap a făcut-o. În sfârșit, înseamnă că ai dus pe chestia. Nu, că n-a făcut nicio teorie. A, deci a făcut o părție din cap și Daria a făcut o picăie de la fel. Da. Da, eu zic sincer, eu n-am crezut. Pentru că și-a speriat de 5 ori în prima fază, n-am crezut așa. Vreau să verificăm între timp, dar iată că este adevărat. A, știu cum era cu perioada compusă și simplă. Cum era? Când în componența adunam 2 cu 3 și cu 9 și dacă vă găseam componența lui 2 și 5, era cum mai simplu. Regulile acum erau. Dar la viitor, dacă știți, dacă e practic, dacă e ori, dacă e practic. Dacă e o putere. Am făcut-o practic. Da, e corect, bravo. Gata, domnul. Haideți să vedem și 10. 70. Da. Ce a fost aici? Important a fost aici să facem rost, pentru că o să extrem, să ținem. Asta vedem cu cine rămânem de aici. După care, transformăm fraților ordinari, fraților. Dar uitați-vă. Uitați-vă un pic la domnul profesor, uitați-vă câte dificultăți aveți, deci mergem greu la etape. Deci, transformări, produsul mediu, produsul extremul, distribuție. Și am făcut și transformări din decimetri în centimetri. A, bine, asta la sinteză, da. Deci mai la asta m-am uitat. Și am vrut să vedem și nevoia de a avea fracții cu același unitor. Am transformat fracții în fracții echivalente cu același unitor, deci. În perioada asta, dacă și ea la școală face așa, n-ai nicio șansă să faci progres. Îmi pare foarte rău. Ești complet dezinteresat în timpul lecției. Din lumea lui. Da. Deci, este și mama de față aici. Acest mod de a trata lecția te face să rămâi nici și afară. Și de-acum am să fii, dacă să fii, mai greu, dacă să fii. Această stare de dezinteres al ta, te face să-ți stai pe-a ta, din lecție. Sunteți la oameni. Haideți să ziceți, uitați cum este aițelul vostru și de transformări din decimentul ce are, centimentul. Deci unități de măsură. Pentru lungime suprafață.